să ieși cu acești doi câini la plimbare cu mașina poate fi un coșmar. În mod principal, în mod special Bruno, se agită extraordinar de tare, întotdeauna îi sunt vânătă pe picioare, nervoasă din cauza că el se zbate, nu are astâmpă să stea într-un loc. Dacă îl vede Onyx că face așa, face și ea la fel, deși nu are niciun motiv. Tocmai de-aia noi ducem la plimbări foarte lungi cu mașina, evităm să ne ducem cu ei la mare sau undeva departe, pentru că e un coșmar să ții doi câini, să stai în spate și să te calce în picioare. Dar astăzi am încercat să-i las în spate singur și să stau în față lângă șofer. Și surpriză! Sunt de dimineață în mașină. Câinii mei sunt de azi de dimineață în mașină și n-au mai plâns, nu s-au mai zbătut, nu nimic. În afară de faptul că îngiratorii se mai dezechilibrează și se ridică, în rest ei stau în șezi frumos. Dă-te Bruno de acolo, dă-te înapoi. Bruno, Bruno înapoi. Da. Așa, au stat toată ziulica, s-au uitat pe geam. Bravo, Bruno, bravo. Probabil ei aveau senzația că mă calcă pe mine în picioare dacă se dezechilibrează și atunci se fereau, sau poate că eu ținându-i nu-i lăsam să se echilibreze cum știau ei, că, cum simțeau ei că trebuie. Și mai rău, îi agitam în loc să le fac un bine. Acum sunt amândoi cu minți, ne plimbăm cu mașina, că așa nu avem internet. Și cam atât. Vă pupăm!